quatrième. Doamnă doctor, bună ziua! Eu cu o întrebare foarte serioasă la dumneavoastră. Bine ați venit! Eu primesc pacienți doar cu cele mai serioase întrebări. Da, da, mulțumesc, doamnă doctor. Mulțumesc. Și cu ce vă pot ajuta eu pe dumneavoastră? Doamnă doctor, aș vrea să întreb care este meniul acestui spital. Ce scuze? Dar pentru ce vă trebuie meniul? Păi nu știu, în caz că voi fi spitalizată, ce voi mânca eu? Am mai văzut, dar chiar așa ceva? Domnișoară, sunteți sănătoasă, sunteți frumoasă. De ce vă îngrijorați ce veți mânca? Sănătate să fie! În rest, le rezolvăm noi pe toate. Vă asigur, la noi mâncarea este destul de bună. Mulțumesc, domnule doctor. Mi-am luat o piatră de pe inimă. Ce pacienți am astăzi? Următorul pacient! Doamna doctor, ajutați-mă! Salvați-mă, doamna doctor! Pentru asta și sunt aici, domnule, să vă ajut. Care este problema? Doamna doctor, eu nu mai înțeleg. Fac ceva și tot capul ceva dau. Prima dată văd așa ceva. Explicați-mi. Cum se întâmplă asta? Merg pe drum, hop, dau capul de un stâlp. Apoi mă întorc, hop, dau capul de copac. Merg și mă împiedic și hop, cad jos și hop, cu capul de piatră, doamna doctor! Și când mergi, te uiți în telefon? Da, păi cum altfel? Păi când mergi pe drum, te uiți la drum. Nu sta cu ochii permanent în telefon. Am înțeles problema, așa îmi spunea și bunica. Vai, 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 generația asta nouă. Toată ziua cu telefonul în față. Următoarea pacient! Doamna doctor, am o mare problemă! Nu pot să slăbesc un gram! Și practic, nimic nu mi-a lipsit toată ziua! Eu cred că mă îngraș de la aer și de la apă! Ceva la mine este problema cu metabolismul! Sau disfuncția hormonală! Doamnă! Nu mâncați nimic toată ziua și vă îngrășați, da? Ia doar așa gust, un pic! Păi tot ce vreți să gustați într-o zi, puneți într-o găleată. După veniți la mine și îmi spuneți, mâncați mult sau puțin, bine? Așa de simplu? Bine! Eu mă duc repede acasă și fac! Doamna doctor, da! Da, da, mi-amintesc și s-a umplut găleata. Ce să mai vorbi? Am umplut o găleată și jumate! Dar dumneavoastră mi-a spus că vă îngrașați de la aer, de la apă. Doamnă, lacăt la gură și veți slăbi. Garantat! Mâncare sănătoasă, multă mișcare, 3 mese principale în zi și nu gustați între mese nimic decât fructe și legume. Așa și fac, așa și fac! Eu credeam că de la apă mă îngraș. Doamne doctor, eu am pretenții la dumneavoastră, pentru că tratamentul copilului meu nu funcționează! Doamnă, de 3 ori v-am scris tratamentul. Ați cumpărat medicamentele pe care le-am indicat sau nu? Am cumpărat, dar nu le-am dat pe toate și gata! Păi dumneavoastră sunteți doctor sau eu? Eu dacă am prescris așa, așa trebuie să dați după schemă. Eu am schema mea de mamă! Eu cel mai bine îmi simt copilul! De ce atâte medicamente? Dar nu v-am dat așa multe medicamente, doamnă. V-am prescris doar 2 medicamente să-i dați. Administrați dimineața după masă și seara după masă și atâta tot. Ce așa complicat? Nu-i dau și gata! Deciția dumneavoastră ce? O să vă forțez? Veți sta iarăși tușă și veți cere tratament. Pacienții uneori se cred mai deștepți decât doctorii.